în sine se formează toată viața și are o dinamică proprie. Bazele acesteia sunt puse în copilăria timpurie. Primele manifestări sunt adesea asociate cu capacitatea de sfidare a copilului, exprimată sub forma unui viguros nu. Familia și mediul apropiat sunt esențiale pentru dezvoltarea unei persoane cu o structură psihoemoțională echilibrată, care are încredere în sine și care simte că poate face față dificultăților vieții. Dar cum stau lucrurile de fapt? Din păcate, nu toată lumea crește într-un mediu armonios. Așadar, m-am gândit să arăt aici tehnici care te vor ajuta să ai o încredere în sine sănătoasă. 1. Fă o listă cu ce-ți place la tine. Notează 10 lucruri pe care le admiri la tine și timp de 14 zile de 3 ori pe zi citește-o cu voce tare. În fiecare zi mai adaugă încă o calitate pe lista ta de puncte forte. 2. Fă o listă cu ce le place prietenilor tăi la tine. Întreabă-ți prietenii care sunt 3-5 lucruri care le plac cel mai mult la personalitatea ta. Notează-le și adaugă aceste calități la lista ta de puncte forte. 3. Alege să fii fericit. Avem tendința să credem că fericirea nu apare ca urmare a faptului că am obținut ceea ce nu aveam și ne-am dorit și considerăm că nu este suficient să ne bucurăm și să apreciem ceea ce avem. Tu fii diferit. 4. Nu fi o victimă. Învață să-ți recunoști potențialul și capacitatea de a-ți rezolva problemele. Renunță la perfecționism dacă te afli în situația aceasta. Acceptă-te așa cum ești și lucrează să devii cea mai bună versiune a ta. 5. Folosește afirmații pozitive care să te ajute să te iubești și să te accepți. Dă-ți voie să crezi în tine când afirmi: mă iubesc și mă accept așa cum sunt și știu că pot deveni un pic mai bun în fiecare zi. 6. Devino-ți cel mai bun prieten. Tratează-te cu blândețe, cu înțelegere. Fii atent la gândurile care îți trec cel mai des prin minte. Modifică-ți dialogul interior astfel încât gândurile tale să te sprijine în ceea ce vrei să faci. Înlocuiește așadar gândurile critice, descurajatoare și pune acolo gânduri de succes, pozitive. 7. Accentuează lucrurile care ți reușesc. Notează seara tot ceea ce ai făcut bine în acea zi, oricât de mici sau neînsemnate ar fi reușitele tale. Sau oricât de mici sau neînsemnate ți se par ție că sunt acele reușite. A doua zi dimineața când te trezești, uită-te din nou pe acea listă și reîmprospătează-ți memoria cu ceea ce ai reușit să faci bine. Am lucrat cu mulți oameni care s-au obișnuit să accentueze partea negativă a experiențelor lor și cărora acest comportament le-a devenit un obicei. Nu faci asta, recompensează-te pentru lucrurile pe care le faci bine, dă-ți credit, susține-te și lucrează pas cu pas la evoluția ta. Și 8. Învață să riști, pentru că încrederea în sine depinde de cât de mult simți tu că poți risca mergând înspre necunoscut. Nu te speria dacă dai greș. Vezi în greșeli o sursă de învățare. Consideră greșelile lecții și feedback. Și asumă-ți riscuri, pentru că este foarte important acest aspect. Aceasta arată capacitatea ta de a face față vieții cu o bună încredere în sine. Sunt Elena Badea, coach de transformare interioară și te invit să afli mai multe despre programul meu Experience Clarity pe www.experienceclarity.ro. De ce? Pentru că meriți să știi cine poți să devii.